Biletele de tren s-au scumpit cu aproape 9%, o veste care nu le-a picat tocmai bine celor care călătoresc cu trenul. Foarte rău, foarte prost. Dumneavoastră circulați cu trenul des? Des, des. Am înțeles, deci pentru dumneavoastră o să fie un impediment faptul că... Sigur că da, sigur că da. Condițiile au rămas aceleași și foarte proaste. Greu e. Dumneavoastră călătoriți des cu trenul? Nu prea des, dar călătoresc. Deci credeți că este rău? Păi da, bineînțeles că e rău. Condițiile din tren se ridică la prețul biletelor. Eu știu ce să vă zic. Cum vi se pare că dumneavoastră mergeți? Mai e cald câteodată, nu am prea circulat așa. Ce să vă zic, câteodată e cald, câteodată e frig. Beneficiez de biletele alea așa și plătesc diferența. Există ceva ce nu se scumpește. Și biletele de tren. Vi se pare normal că se scumpesc biletele, dar... Nu mi se pare normal să... Nu mi se pare normal să se scumpească nimic. Fiindcă ni se acordă 13,8%, dar se scumpesc toate. În concluzie, nu ni se acordă. Nici elevii sau studenții nu sunt mulțumiți de scumpirile biletelor de tren. Cu toate că acum au transportul gratuit, tinerii se gândesc că pe viitor vor trebui să plătească prețul mult prea mari. Mi se pare un lucru prost, pentru că evident este prost, majorarea este prostă, pentru că oamenii o să trebuiască să cheltuiască mai mult, poate unii nu-și permit, o să trebuiască să găsească alte mijloace de transport. Tu mergi des cu trenul? Destul de des. Și cum ți se pare faptul că se majorează biletele, dar condițiile sunt cam aceleași de ani de zile? Păi nu m-ar avantaja, evident. Acum cât sunt elev, am transport gratuit, dar în viitor o să trebuiască să plătesc un bilet întreg și o să mă afecteze destul de mult. Ultima majorare a tarifelor în transportul feroviar de călători a avut loc pe 1 iulie 2022.